Salut, toată lumea, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Vreau să apăsați butonul de like și butonul de subscribe. Și dacă aveți de comentat despre subiectul pe care îl vom discuta acum, vreau să scrieți în comentarii părerea voastră. Astăzi o să vorbim despre posibila eliminarea tatălui meu, Cătălin Smărândescu, și a lui Jorge. Vreau să vă întreb părerea voastră despre cei doi, cum s-au descurcat în competiție, dacă credeți că vor fi eliminați, și cum veți vedea voi competiția fără ei. Eu sunt mi dau cu părerea despre tatăl meu, zic că a avut un parcurs destul de bun, un parcurs în care a adus multe puncte, știu că este destul de greu pentru el pentru că are o vârstă puțin mai mare decât ceilalți, bine putea să le fie tată și totuși tot a adus foarte multe puncte și a ținut frâu oamenilor de acolo, celor mai tineri, cum ar fi Iancu, Andrei, etc., Robert, cine mai sunt la războinici. Iar despre Jorge, nu știu foarte multe lucruri. Pe el l-am văzut de foarte puține ori, aducând puncte. Asta, cred că din prisma genunchiului, i-a fost foarte greu să se acomodeze cu genunchiul acolo. Totuși, bravo lui că a reușit să stea în competiție, deși el este accidentat. Acum am văzut foarte multe certuri legate. De genunchiul lui Jorge acolo. Foarte mulți oameni au spus, n-au fost de acord cu faptul că Jorge este în competiție, deoarece genunchiul lui este avariat și nu aduce puncte, și mai mult încurcă echipa. Dar dacă ar fi să spun și despre Jorge niște lucruri, bravo lui! că totuși uite, a reușit să rămână în competiție deja de două luni de zile și tot nu a fost eliminat. Nu știu exact dacă Jorge a fost la vreun duel, dar totuși este acolo, nu știm în seara asta ce se va întâmpla. Eu din mai multe zvonuri am auzit că tatăl meu și cu Jorge vor fi eliminați, așa că voi ce credeți despre asta? În același timp am văzut că Jador a cerut în căsătorie pe o fată de acolo, uh, Oana, Oana, da, Jador a cerut-o pe Oana în căsătorie și mi s-a părut un gest foarte frumos, nu mă așteptam la Jador să ceară vreo fată în căsătorie în momentul de față pentru că el este asaltat de foarte multe fete și de-a lungul timpului eu nu l-am văzut cu o fată stabil, dar mă bucur foarte mult pentru el că a reușit să-și găsească aleasa inimii. În același timp, Jador în momentul ăsta este în București. Cătălin Moroșanu la fel este în București și mă bucur extraordinar de mult pentru că acum pot să discut cu el planurile noastre de viitor și dacă eu mă voi mai lupta anul acesta, scrieți în comentarii dacă vreți să mă vedeți anul ăsta luptând. Anul trecut meciul a făcut aproape jumătate de milion de vizualizări pe YouTube, așa că nu văd de ce nu m-aș bate. Pentru că am văzut că există interes din partea voastră și eu zic să-i dăm drumul. Pe de altă parte, vreau să vă întreb cum vedeți voi gala lui Moro. Pentru că vine pe 29 martie și sunt foarte mulți luptători acolo Am văzut că sunt foarte multe discuții între Călim Petrișor și Mavrodin Și foarte multe discuții între fanilor Pentru că foarte mulți îl susțin pe Mavrodin, foarte mulți pe Petrișor Voi pe cine susțineți? Eu în momentul de față îl susțin pe Petrișor Și Mavrodin este un luptător foarte bun Însă cred că experiența își va spune cuvântul și Petrișor își va lua revanșa. În același timp, cred că și Alex Bublea va face o figură frumoasă și s-ar putea să fie un adversar destul de greu de bătut, așa că poate să câștige și el acel turnament. În caz că sunteți curioși, meciul unde se va ține și gala lui Moroșanu, pentru că v-am spus, fără el nu cred că se putea ține, este în Baia Mare pe 29 martie. Luna aceasta o să fiu și eu prezent acolo și vreau să fie cât mai multă lume, să ne bucurăm de atmosferă și să vedem meciuri spectaculoase. Acum să vorbim puțin și despre canalul de YouTube. Foarte mulți am văzut acolo că mă întreabă de videoclipul cu Ian. Eu am început să-l antrenez pe Ian personal, la mai multe persoane care îmi vin la antrenamente, pe Drăcea, pe Ramona Olaru, Ian, posibil acum și Petre Ștefan. Însă vreau să-l fac pe Ian Tang, după care postăm videoclipul. Sau cine vrea să postez videoclipul mai repede, să de mesaje lui Ian să-l spameze, băi, vrem videoclipul cu smără. Și pot așa apare videoclipul mai devreme. Până atunci, vă pup. Spuneți-mi părerea voastră despre Survivor, cum vedeți competiția fără Cătălin Smărândescu și Jorge și până atunci vă urez o zi frumoasă și toate cele bune. Vă